Fata Babei și Fata Moșneagului, de Ion Creangă. Era odată un moșneag și o babă, și moșneagul avea o fată și baba iar o fată. Fata Babei era slută, leneșă, țâfnoasă și rea la inimă, dar, pentru că era fata mamei, s-alinta cum s-alintă cioara în laț, lăsând tot greul pe fata moșneagului. Fata moșneagului era însă frumoasă și harnică, ascultătoare și bună la inimă. Dumnezeu o împodobise cu toate darurile cele bune și frumoase. Dar această fată bună era oropsită și de sora cea de scoarță și de mama cea vitregă. Noroc de la Dumnezeu că era o fată robace și răbdătoare, căci altfel ar fi fost vai de pielea ei. Fata moșneagului la deal, fata moșneagului la vale. Ea după găteje prin pădure, ea cu tăbuiețul în spate la moară, ea, în sfârșit, în toate părțile după treabă. Cât era ziulica de mare, nu-și mai strângea picioarele. Dintr-o parte venea și în alta se ducea. Și apoi baba și cu odorul de fică sa tot cârtitoare și nemulțămitoare erau. Pentru babă, fata moșneagului era piatră de moară în casă, iar fata ei, busuioc de pus la icoane. Când se duceau amândouă fetele în sat la șezătoare, sara, fata moșneagului nu se încurca, ci torcea cât un ciur plin de fuse, iar fata babei îndruga și ea cu mare ce cât un fus. Și apoi, când veneau amândouă fetele acasă noaptea târziu, fata babei sărea iute peste pârleaz și zicea fetei moșneagului să-i deie ciurul cu fusele ca să-l ție până va sări și ea. Atunci, fata babei, vicleană cum era, lua ciurul și fuga în casă la babă și la moșneag, spunând că ea a tors acele fuse. În zadar, fata moșneagului spunea în urmă că acela este lucrul mâinilor sale, căci îndată o apucau de obraz baba și cu fiică sa și trebuia numai decât să rămâie pe-a lor. Când venea duminica și sărbătorile, fata babei era împopoțată și netezită pe cap de parcă o linsese răviței. Nu era joc, nu era clacă în sat la care să nu se ducă fata babei, iar fata moșneagului era oprită cu asprime de la toate acestea. Și apoi, când venea moșneagul de pe unde era dus, gura babei umbla cum umblă melița, că fata lui nu ascultă, că-i ușernică, că-i leneșă, că-i soi rău, că-i laie, că-i bălaie și că s-o alunge din casă, s-o trimeată la slujbă, unde știe că nu-i chip s-o mai ție, pentru că poate să nărăvească și pe fata ei, auzi colo. Moșneagul, fiind un gură cască, sau cum îți vrea să-i ziceți, se uita în coarnele ei și ce-i spunea ea sfânt era. Din inimă, bietul moșneag poate că ar mai fi zis ceva, dar acum apucase a cânta găina în casa lui și cu coșul nu mai avea nicio trecere. Și apoi ia să-l fi pus păcatul să se întreacă cu dede ochiul, căci baba și cu fiică s-al umpleau de bogda prostii. Într-una din zile, moșneagul, fiind foarte amărât de cât îi spunea baba, chemă fata și-i zise: draga tati, ia ca ce-mi tot spune măta de tine, că nu asculți, că ești ră de gură și nărăvită și că nu este chip să mai stai la casa mea. De aceea, du-te și tu încotro te-a îndreptat Dumnezeu, ca să nu se mai facă atâta gâlceavă la casa asta din pricina ta. Dar te sfătuiesc ca un tată ce-ți sunt, că ori și unde te-i duce să fii supusă, blajină și harnică, căci la casa mea tot ai dus-o cum ai dus-o, că mai fost și mila părintească la mijloc, dar prin străini Dumnezeu știe peste ce soi de sămânță de oamenii da și nu ți-or putea răbda cât ți-am răbdat noi. Atunci biata fată, văzând că baba și cu fiică s-a voiesc orice chip s-o alunge, sărută mâna tată său și cu lacrimi în ochi pornește în toată lumea, depărtându-se de casa părintească fără nicio nădejde de întoarcere. Și merse ea cât merse pe un drum, până ce din întâmplare îi ieși în cale o cățelușă bolnavă ca vai de capul ei și slabă de-i numărai coastele. Și cum văzu pe fată îi zise: fată frumoasă și harnică, fie-ți milă de mine și mă grijește că ți-o-i prinde și eu bine vreodată. Atunci fetei se făcu milă și luând cățelușa o spălă și o griji foarte bine. Apoi o lăsă acolo și își căută de drum, mulțumită fiind în suflet că a putut să vârși o faptă bună. Nu merse ea tocmai mult și numai ea ca ce vede un păr frumos și înflorit, dar plin de omizi în toate părțile. Părul, cum vede pe fată, zice: fată frumoasă și harnică, grijește-mă și curăță-mă de omizi, că ți-o-i prinde și eu bine vreodată. Fata, harnică cum era, curăți părul de uscături și de omizi cu mare îngrijire și apoi se tot duce înainte să-și caute stăpân.
Și mergând ea mai departe, numai ea ca ce vede o fântână mâlită și părăsită. Fântâna atunci zice: fată frumoasă și harnică, îngrijește-mă, că ți-o-i prinde și eu bine vreodată. Fata rânește fântâna și o grijește foarte bine, apoi o lasă și-și caută de drum. Și tot mergând mai departe, numai ea ca ce dă peste un cuptior nelipit și mai să se răsipească. Cuptiorul, cum vede pe fată, zice: fată frumoasă și harnică, lipește-mă și grijește-mă, că poate ți-o-i prinde și eu bine vreodată. Fata, care știa că de făcut treabă nu mai cade coada nimănui, își suflecă mânicile, călcălut și lipi cuptiorul, îl humui și îl griji, de-ți era mai mare dragul să-l privești. Apoi își spălă frumușel mâinile de lut și porni iarăși la drum. Și mergând ea acum și zi și noapte, nu știu ce făcu că se rătăci. Cu toate acestea nu-și pierdu nădejdea în Dumnezeu și merse tot înainte, până ce într-una din zile, dis de dimineață, trecând printr-un codru întunecos, dă de o poiană foarte frumoasă și în poiană vede o căsuță umbrită de niște lozi pletoase. Și când se apropie de acea casă, numai ia ca o babă întâmpină pe fată cu blândeță și îi zice: dar ce cauți prin aceste locuri, copilă, și cine ești? Cine să fiu, mătușă? Ia o fată săracă, fără mamă și fără tată, pot zice. Și numai cel de sus știe cât am tras de când mama care m-a făcut a pus mâinile pe piept. Stăpân caut și, necunoscând pe nimeni și umblând din loc în loc, m-am rătăcit. Dumnezeu însă m-a povățuit de-am nimerit la casa dumitale și te rog să-mi dai sălășluire. Sărmana fată, zise bătrână, cu adevărat numai Dumnezeu te-a îndreptat la mine și te-a scăpat de primejdii. Eu sunt Sfânta Duminică, slujește la mine astăzi și fii încredințată că mâine n-ai să ieși cu mâinile goale de la casa mea. Bine, măicuță, dar nu știu ce trebuie să fac. Ia să-mi lai copilașii care dorm acum și să-i hrănești, apoi să-mi faci bucate și când mă întoarce eu de la biserică, să le găsesc nici reci, nici fierbinți, ci cum sunt mai bune de mâncat. Și cum zice, bătrâna pornește la biserică, iar fata suflecă mânicile și s-apucă de treabă. Întâi și întâi face lăutoare. Apoi iese afară și începe a striga: copii, 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 pui, 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 ia veniți la mama să vă laie! Și când se uită fata, ce să vadă? Ograda se umpluse și pădurea foșgăia de o mulțime de balauri și de tot soiul de jivine mici și mari. Însă tare în credință și cu nădejde la Dumnezeu, fata nu se sparie, ci le ia pe câte una și le îngrijește cât nu se poate mai bine. Apoi s-apucă de făcut bucate și când a venit Sfânta Duminică de la biserică și a văzut copiii lăuți frumos și toate trebile bine făcute, s-a umplut de bucurie. Și după ce a așezut la masă, a zis fetei să se suie în pod și să-și aleagă de acolo o ladă, care a vrea ea, și să-și o iei ca simbrie, dar să nu deschidă până acasă la tătânăsul. Fata se suie în pod și vede acolo o mulțime de lăzi, unele mai vechi și mai urâte, altele mai nouă și mai frumoase. Ea însă, nefiind lacomă, și alege pe cea mai veche și mai urâtă dintre toate. Și când se dă cu dânsa jos, Sfânta Duminică cam încrețește din sprâncene, dar n-are încotro, ci binecuvântează pe fată, care și ia lada în spate, și se întoarnă spre casa părintească cu bucurie, tot pe drumul pe unde venise. Când pe drum, ia ca cuptiorul grijit de dânsa era plin de plăcinte crescute și ruminite. Și mâncă fata la plăcinte și mâncă hăt bine. Apoi își mai ia și câteva la drum și pornește. Când mai încolo, numai ia ca fântâna grijită de dânsa era plină până la gură cu apă limpede cum îi lacrăma, dulce și rece cum îi gheața. Și pe colacul fântânii erau și două pahare de argint, cu care a băut la apă până s-a răcorit. Apoi a luat paharele cu sine și a pornit înainte. Și mergând mai departe, ia ca părul grijit de dânsa era încărcat cu pere galbene ca ceara de coapte ce erau și dulci ca mierea. Părul, văzând pe fată, și-a plecat crengile în jos și ea a mâncat la pere și și-a luat la drum cât i-a trebuit. De acolo, mergând mai departe, ia ca se întâlnește și cu cățelușa, care acum era voinică și frumoasă, iar la gât purta o salvă de galbeni, pe care a dat-o fetei ca mulțumită pentru că a căutat-o la boală.
Și de aici, fata, tot mergând înainte, a ajuns acasă la tată său. Moșneagul, când a văzut-o, i s-au umplut ochii de lacrimi și inima de bucurie. Fata atunci scoate salba și paharele cele de argint și le dă tătânesu. Și apoi, deschizând lada împreună, nenumărate herghelii de cai, cirez de vite și turme de oi ies din ea, încât moșneagul pe loc a întinerit văzând atâtea bogății. Iar baba a rămas opărită și nu știa ce să mai facă de ciudă. Fata babei atunci și-a luat inima în dinți și a zis: Lasă, mamă, că nu-i prădată lumea de bogății, mă duc să-ți aduc eu și mai multe. Și cum zice, pornește cu ciudă trăsnind și pleznind. Merge și ea cât merge tot pe acest drum pe unde fusese fata moșneagului. Se întâlnește și ea cu cățelușa cea slabă și bolnavă. Dă și ea de părul tixit de omide, de fântâna cea mălită și seacă și părăsită, de cuptiorul cel nelipit și aproape să se risipească. Dar când o roagă și cățelușa și părul și fântâna și cuptiorul ca să îngrijească de dânsele, ea le răspunde cu ciudă și în bătaie de joc: Dar cum nu? Că nu mi-ai feșterii eu, mânuțele totucuții și ale mămucuții, multe slugi ați avut ca mine? Atunci, cu toate știind că mai ușor ar putea căpăta cineva lapte de la o vacă stearpă decât să te îndatorească o fată alintată și leneșă, au lăsat-o să-și urmeze drumul în pace și n-au mai cerut de la dânsa niciun ajutor. Și mergând ea tot înainte, a ajuns apoi și ea la Sfânta Duminică. Dar și aici s-a purtat tot hursuz, cu obrăznicie și prostește. În loc să facă bucatele bune și potrivite și să laie copiii Sfintei Duminici, cum i-a lăut fata moșneagului de bine, ea i-a opărit pe toți, de țipau și fugeau nebuni de usturime și de durere. Apoi bucatele le-a făcut afumate, arse și slăite, de nu mai era chip să le poată lua cineva în gură. Și când a venit Sfânta Duminică de la biserică, și-a pus mâinile în cap de ceea ce a găsit acasă. Dar Sfânta Duminică, blândă și îngăduitoare, n-a vrut să-și pui mintea cu șturlu batecă și cu o leneșă de fată ca aceasta, ci i-a spus să se suie în pod, să-și aleagă de acolo o ladă care i-a plăcea și să se ducă în plata lui Dumnezeu. Fata atunci s-a suit și și-a ales lada cea mai nouă și mai frumoasă, căci îi plăcea să iei cât de mult și cei mai bun și mai frumos, dar să facă slujbă bună nu îi plăcea. Apoi, cum se dă jos din pod cu lada, nu se mai duce să-și ieie ziua bună și binecuvântare de la Sfânta Duminică, ci pornește ca de la o casă pustie și se tot duce înainte. Și mergea de-i păreau călcâile de frică să nu se răzgândească Sfânta Duminică și să pornească după dânsa, să o ajungă și să ieie lada. Auzi col. Și când ajunge la cuptior, frumoase plăcinte erau în trânsul. Dar când se apropie să iei din trânsele și să-și prindă pofta, focul o arde și nu poate lua. La fântâna și șderea, păhăruțele de argint nu-i vorbă, erau, și fântâna plină cu apă până în gură. Dar când a vrut fata să pui mâna pe pahar și să iei apă, paharele pe loc s-au cufundat, apa din fântână într-o clipă a secat și fata de sete s-a uscat. Când prin dreptul părului trecu, nu-i vorbă că parcă era bătut cu lopata de pere multe ce avea. Dar credeți că a avut parte fata să guste vreuna? Na, căci părul s-a făcut de 1000 de ori mai înalt de cum era, de ajunseseră crengile nouri. Și atunci, scobește-te fata babei în dinți! Mergând mai înainte, cu cățelușa încă s-a întâlnit. Salbă de galbene avea și acum la gât. Dar când a vrut fata să-i uieie, cățelușa a mușcat-o de a rup degetele și n-a lăsat-o să puie mâna pe dânsa. Își mușca fata acum degețelele mămucuții și ale tătucuțului de ciudă și de rușine, dar n-avea ce face. În sfârșit, cu mare ce, a ajuns ea și acasă la măsa. Dar și aici nu le-au ticnit bogăția, căci deschizând lada, o mulțime de bălauri au ieșit din trânsa și pe loc au mâncat pe babă cu fată cu tot, de parcă n-au mai fost pe lumea asta. Și apoi s-au făcut toți balaurii nevăzuți cu ladă cu tot. Iar moșneagul a rămas liniștit din partea babei și avea nenumărate bogății. El a măritat pe fiică sa după un om bun și harnic. Cu coșii cântau acum pe stâlpii porților, în prag și în toate părțile, iar găinile nu mai cântau cu coșește la casa moșneagului să mai facă rău, că apoi atunci nici zile multe nu mai aveau. Numai atâta că moșneagul a rămas pleșuv și spetit, de mult cel netezise baba pe cap
și de cercat în spatele lui cu cociorva dacă-i cop mălaiul. Și-am încălecat așa și v-am citit povestea așa.